Fiecare picătură de sânge înseamnă un zâmbet. Este campania inițiată de Asociația Donează Speranță, ce se va desfășura la Casa Studenților din Craiova în perioada 21-22 ianuarie, între orele 8-13. Campaniile de acest fel sunt tot mai frecvente din cauza lipsei unei cantități suficiente de sânge în spitale. Este în perioada 21-22 ianuarie, ca și în celelalte dăți, se întinde pe două zile la Casa Studenților din Craiova. Și are în vedere atragerea unor număr cât mai mare de, de susținători ai vieții, ai, ai donării de sânge în general. Potrivit statisticilor, în România doar 2% din populație donează sânge. Cantitatea de sânge colectată la centrul de transfuzii sanguine Craiova se dovedește a fi insuficientă comparativ cu cererea foarte mare înregistrată la spitalele din județ. Este o realitate cu care medicii dolgeni se confruntă, din păcate, deseori chiar în țările de operație. Pentru a dona sânge, Craiovenii trebuie să îndeplinească o serie de condiții. Este o limită de vârstă pe care, pe care probabil cei care au mai donat-o știu, între 18 și 60 de ani se recomandă a fi donatorii. Trebuie să aibă o sănătate cât mai bună, preferabil în ziua dinainte să nu consume alimente bogate în grăsimi. În perioada dinainte a donării să nu fi fost operați, să nu fi avut pierderi de sânge. Trebuie să fie stabili din punct de vedere psihic să știe la, la, pentru ceea ce și să aibă o tensiune arterială în limite normale. În dimineața recoltării de sânge pot fi consumate cel mult două felii de pâine cu margarină și gem. De asemenea, trebuie consumate multe lichide. Sunt interzise alimentele bogate în grăsimi și laptele. Nici fumatul nu este recomandat înainte de a dona sânge din cauza riscului de lipotimie.